viitor, în aprilie, forțele aeriene române vor trimite în baza Siauliai din Lituania 4 avioane F-16 și 100 de militari. Timp de 4 luni, piloții escadrilei 53 Warhawks vor apăra spațiul aerian Baltic. Arată în primul rând solidaritatea NATO, dar arată și faptul că forțele aeriene române dispun de capabilități robuste și suficient de bine interoperabile și antrenate. Specialiștii spun că misiunea din țările Baltice a fost planificată de multă vreme și este o obligație pentru România. NATO nu înseamnă doar să primești protecție, ci să și oferi. Complexitatea începe de la dislocare, suportul logistic, dislocarea până acolo și operarea într-o țară străină, provocări de logistică, de interoperabilitate, pentru că acolo nu operează singuri, operează cu forțe aeriene ale altor națiuni NATO. Aliații din NATO protejează prin rotație spațiul aerian al celor trei țări baltice. Inițial, aparate aliate erau staționate doar în baza Siauliai din Lituania. În 2014, după ce Rusia a anexat ilegal Crimea, NATO a început să trimită avioane și în baza Amarii din Estonia. Nu este prima misiune externă a forțelor aeriene române. În 2007, în urmă cu 15 ani, 4 MiG-21 Lancer și în jur de 100 de oameni de la baza aeriană Câmpia Turzii au fost în Lituania pentru poliția aeriană. Pentru Telejurnal, Adelin Petrișor.